Prefectul județului Neamț, Vlad Angheluță, a realizat o centralizare a tuturor nevoilor de aparatură medicală pe care le au spitalele din județul Neamț, inclusiv cele referitoare la aparatul radiologic necesar secției de imagistică medicală de la Spitalul Municipal de Urgență din Roman. Eu mi-am propus, începând de la chiar din prima zi a mandatului meu, să în primul rând să accentuez pe părțile foarte sensibile ale componentei programului de guvernare și urmează de educație și sănătate. Am reușit, după un efort, și vă spun că n-a fost un efort ușor, de a centraliza nevoile și necesitățile tuturor spitalelor din județ. Și aici mă refer la cel județean, spitalul la Biserican, cele două spitale din Roman, Bicaz, mai nou deschis în guvernarea actuală, și spitalul Târgu Neamț. Doresc și îmi doresc să am o permanentă legătură cu factorii decizii de acolo, pentru a urmări, în primul rând, finanțarea spitalelor pentru un mix de fonduri care se poartă și se face, și doi, să le știm la zi nevoile. S-a stabilit împreună cu primarii din localitățile unde există unități spitalicești să se realizeze și un schimb de aparatură. În primul rând, nevoi, vorbim de nevoi materiale, de fond de medicamente, de necesar de echipamente moderne pe care trebuie să le folosească în activitate de zi cu zi. Aici mă refer și la oportunitatea de a face unele schimburi cu caracter gratuit între unități ale Ministerului Sănătății, care sunt foarte utile. Așa am reușit să aducem o ambulanță la Spitalul Târgu Neamț să facă transport intraspitalicesc de la un spital de urgență din București. Am avut posibilitatea aducerii unui angiograf care făcea și intervenții pe cord prin montarea celor stenturi, dar din păcate avem o lipsă acută de specialiști nouă la Spitalul Județean. Era necesară o secție specială de chirurgie cardiacă, dacă nu mă înșel, să nu fac o confuzie în termeni tehnici, cardiovasculară, și nu aveam acei patru specialiști să asigure funcționarea utilajului în condiții optime. Reprezentantul Guvernului în teritoriu spune că a făcut demersuri la nivelul conducerii Ministerului Sănătății în vederea obținerii a câteva miliarde de lei pentru completarea sumei necesare achiziționării pentru Spitalul de Urgență Roman a unui aparat radiologic performant. De aceea am mers mai departe în demersul meu, am vorbit cu toți primarii care au în subordine spitale. Romanul este un pol de dezvoltare a județului și un important nod în furnizare de servicii medicale, și tot timpul suntem în legătură. Acolo unde vom găsi oportunitatea unui transfer gratuit, unei finanțări în plus de la Ministerul Sănătății, cu siguranță vom face. Promisiuni sunt, dar știți cum e, promisiunea nu ține loc de aparat. Eu sunt foarte realist când privesc situația și sunt convins că o vom rezolva. Prefectul Vlad Angheluță susține că va mai insista pe lângă oficialii din Ministerul Sănătății pentru obținerea unei sume necesare completării celor 6 miliarde alocate de Consiliul Județean Neamț pentru achiziționarea unui aparat radiologic performant.